aceeași intersecție, dar probabil alți polițiști staționează ilegal în fața magazinului la plăcinte. Cum vreți șoferii de rând să respecte regulile de circulație dacă voi angajați maii, purtători de epoleți, îi ignorați? MAI 38125. N-are nici girofarul pornit, n-are misiune specială. Așteaptă să-i treacă ziua de muncă. Vis-a-vis de spitalul Colța. Niciunul nu poartă șapcă. A, unul își pune șapcă, dar niciunul nu poartă mască în mașină. Chiar dacă erau doi și s-au rușinat, s-au mobilizat. Oricum staționează ilegal în intersecție. Periculos, creează situații de accident. Nu-i așa că nu-i voie să staționeze aici? Nu-i așa că nu-i voie de staționat aici? Chiar este, vedeți un semn care interzice? Este paralel cu cordula. E intersecție. Este paralel cu bordura. Dar e intersecție. Paralel cu bordura, dar e intersecție. Eu dacă aș staționa aici, aș lua amendă. Sau orice alt șofer. Ar fi culmea să bage semne de interdicție staționare și în intersecție. E clar pentru orice șofer. Mai puțin pentru cei cu epoleți. Ei sunt șoferi speciali.